Cam asta se întâmplă pe străzile din Atena. Se ia la întâmplare de fetele care trec pe stradă. E real ceea ce e aici și nu vă sfătuiesc să faceți ca mine pentru că e foarte, foarte periculos. Singur în cel mai periculos cartier din Grecia. Bine ați venit în cartierul roșu din Atena. Mă aflu într-un bordel. O femeie are între 30 și 40 de persoane pe zi. Câștigă aproximativ 5 euro pentru fiecare persoană de necrezut. Abreviții s-au luat la bătaie. Să nu credeți că exagerez eu. Să vedem cum trece autobuzul. Pur și simplu, nu vrea să se ferească. E roșu la semafor, fără probleme. E 10 euro, e 5 para mel, e 5 para la casa. Viața reală din aceste cartiere, fără floricele, fără nimic. Bine ați venit în Atena, într-o capitală europeană. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit. Mă aflu în cel mai periculos cartier din Grecia. Am cazare aici pentru 2 săptămâni. De fapt, am avut-o pentru 2 săptămâni. Am vrut să iau pulsul locului, să trăiesc printre localnici, iar în tot acest timp am văzut lucruri incredibile. Despre asta o să fie vorba în acest clip. Cred că ați văzut și în titlu și în poza de thumbnail. Am filmat pe zi, o să vedeți imaginile ceva mai târziu. Vedem cum stau lucrurile seara, pentru că ziua m-am lămurit. Avem apartament. Apartamentul închiriat în Victoria, așa se numește cartierul, un apartament închiriat în regim hotelier, iar acum ne îndreptăm spre Omonia. Cred că acesta este cel mai periculos cartier, așa că pentru acest vlog o să luăm la pas cele două cartiere, Omonia și Victoria. Vedem care este viața, cum trăiesc oamenii. Vă spun din start că așa ceva nu ați mai văzut, cel puțin nu în Europa. Televiziunile nu vă prezintă așa ceva, toată lumea încearcă să ascundă aceste lucruri. Este greșit din punctul meu de vedere, aceste lucruri nu trebuiesc ascunse, din contră trebuiesc scoase la vedere pentru ca autoritățile sau persoanele competente să facă ceva în privința asta. Ca disclaimer vreau să vă spun că nu promovez, nu recomand sub nicio formă aceste activități, vreau doar să informez publicul cu privire la pericolele din jurul nostru, cu privire la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi pe străzi, pentru că acest lucru sau ceea ce am văzut aici în Atena este de nedescris. Pentru mine pur și simplu a fost și este în continuare un șoc. Zici că e însevaj, miroase de nedescris. Unii spuneau să merg în America pentru a vedea cum trăiesc oamenii pe străzi. Nu e nevoie, am găsit America aici în Europa de nedescris. Rămâneți până la final pentru că merită să vedeți acest clip. Este foarte, foarte interesant și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Iar dacă vreți să vedeți tot mai multe clipuri de prin țările pe care le vizitez, nu uitați să dați un like acestui clip. Nu vă costă nimic, este gratis, dar ajută, ajută foarte mult. Foarte multe femei pe stradă. Sunt și restaurante prin această zonă. Practic, e ireal ce se întâmplă. Trecem și noi pe aici, mergem, cu speranța să nu se ia nimeni de noi. Acum vedem. E real ce e aici și nu vă sfătuiesc să faceți ca mine pentru că e foarte, foarte periculos din punctul meu de vedere. Dacă atunci când vizitez locuri frumoase vă spun să le vizitați și voi, să mergeți prin aceste zone, prin acele zone, ei bine, în situația de față nu se aplică pentru că prin aceste zone există un pericol real în orice moment. It's crazy. Me and you. Yeah. Where are you from? Romania. Roman, I'm from Lebanon. Ah, Lebanon. It's crazy here, man. Very crazy. Very, very crazy. Okay. Bye-bye. Take care. Mai găsești din când în când câte un nebun care se aventurează prin aceste zone. Dacă urmăriți clipurile mele de mai mult timp, știți că îmi place să merg prin aceste zone, îmi place să fac clipuri prin aceste zone, doar că aici este cu totul și cu totul altceva. Mă gândeam că nu are ce să mă surprindă, dar cum am ajuns aici? Wow! În umăr liniștită. Doamne ferește, ireal. E de Doamne ferește. Așa ceva nu am văzut de când nu știu. Sunt copii care merg pe stradă. Priviți ce e aici. Dar nu risc, pentru că sunt multe serinci pe jos. Nu vezi pe unde calci, pentru că este întuneric.
E de Doamne ferește și nu glumesc, așa ceva nu am văzut de când sunt și am avut șansa să vizitez câteva țări dubioase până acum, dar ca aici, nicăieri, nicăieri. Ferentariul este o glumă pe lângă ce am văzut în această seară pe aceste străduțe și cu cât merg mai mult, cu cât văd mai multe locuri, cu atât mă minunez mai tare. Incredibil. Oamenii pur și simplu merg cu seringa în mână pe stradă și se injectează din mers. Nu știu ce să mai zic, fără cuvinte. Așa o fi și în America. Priviți ce e aici, priviți ce e aici. Îmi pare rău, calitatea video nu o să fie cea mai bună, dar trebuie să înțelegeți, pentru că este dificil în aceste condiții. Nu țin camera tocmai la vedere, o țin ascunsă, nu filmează atât de bine noaptea. Două turiste au văzut strada cu pricina și nu au curaj să o ia. Au ales să meargă în direcția opusă. Iese ceva mai bine, dar totuși este dubios. S-au întors din drum, s-au răzgândit. Este strada pe care tocmai am venit. Am vrut să le zic să nu meargă în direcția aceea, dar am zis să nu mă bag în seama iurea, pentru că e dubios să te abordeze cineva pe stradă, să zic că nu mergi pe acolo, mergi pe dincolo. Are o plasă de hârtie plină cu seringi, plină, seringi nefolosite. Pur și simplu, oamenii vin și aprovizionează zona. Ia priviți, s-au luat la bătaie. Mai rău ca în junglă. Acolo avem poliția, iar aici, în depărtare, pe partea dreaptă, cred că sunt 10 persoane. Toți se injectează sau fumează din acele recipiente. Sunt care îți cer fișa. În acest vlog vedem viața reală din aceste cartiere, fără floricele, fără nimic. Mergem pe stradă și vedem ce se întâmplă, vedem ce găsim, fără să avem ceva aranjat dinainte, singur în cel mai periculos cartier din Grecia. Noaptea este ora 10, este ora 22. Vedem ce se întâmplă, sperăm ca totul să fie bine. Este drept, sunt foarte mulți străini în această zonă. Aici nu mă refer doar la persoanele dubioase. S-a făcut lumină, haideți să vedeți ce se întâmplă pe străzile acestui cartier. Ziua în amiaza mare este de nedescris, așa că o să ne plimbăm puțin pe aceste străduțe unde imaginile cred că vor vorbi de la sine, după care revenim seara. Priviți cum este baricadat acest bloc. Par nelocuite apartamentele, cu toate că sunt câteva mașini în parcare. Sârmă ghimpată pe deasupra, o mizerie de nedescris. Parcă s-ar afla o pușcărie dincolo de gard. Cam așa stau lucrurile aici. I don't speak Greek. Cam asta se întâmplă pe străzile din Atena. Devin și agresive, după cum ați văzut. Se ia la întâmplare de fetele care trec pe stradă. Doamna e pusă pe glume. Mi-am făcut un prieten nou sau o prietenă nouă, depinde. Și este în stradă. Simplu, oamenii trec. E roșu la semafor, fără probleme. Mai nou mă urmărește, îi place să se dea în spectacol. Hei! Pasarga! Și poliția a trecut ceva mai devreme. Bine ați venit în Atena! Într-o capitală europeană. Este agresivă. Au creierul prăjit, distrus de la atâtea substanțe pe care și le introduc în corp. Negocia domnul. Ea a spus 10 euro 10 minute, el 10 euro 20 de minute. Dacă tot discutăm despre aceste lucruri în clipul de astăzi, vreau să vă spun că aici bărbații se pot căsători cu alți bărbați, femeile se pot căsători cu alte femei, Grecia fiind prima țară ortodoxă din lume, prima țară unde ortodoxismul predomină, care a legalizat astfel de căsătorii, în ciuda protestelor bisericii și a unei mari părți a elitei politice. Oamenii care au fost invizibili vor putea în sfârșit să fie văzuți
văzuți în jurul nostru și cu ei mulți copii își vor găsi în sfârșit locul potrivit. Acestea au fost cuvintele pe care le-a rostit prim-ministrul Greciei în Parlament la dezbaterea dinaintea votului. În momentul în care ieși din scara blocului, găsești aceste bordeluri moderne, atât pe stânga cât și pe dreapta. Chiar dacă acolo scrie cinema, oferă și alte servicii, nu doar vizionarea unui film. Văd la 15 euro Dark Room, Glory, mai știu eu ce. Pe stânga același lucru, aici tarifele sunt ceva mai mari, 6 euro vizionarea unui film, iar restul pleacă de la 30 de euro. Nu suntem la periferia orașului sau la periferia unui cartier, suntem în centru. Cam așa arată această piață. Clădiri importante, acolo sunt cele două încăperi, perfect legale de altfel, doar că vreau să știu ce părere aveți voi cu privire la acest lucru. V-ar plăcea să vedeți așa ceva în momentul în care ieșiți din scara blocului? 16 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au legalizat căsătoria între persoanele de același gen. În momentul de față, 35 de țări din lume permit acest lucru, astfel Grecia a devenit prima țară ortodoxă care permite astfel de căsătorii. 95% din populația țării este creștină. Ortodoxă, așa că totul este perfect legal în această țară. Cam așa arată clădirea pe afară, ziua. Deschise 24 din 24. Priviți câte sunt. Voi reveni și pe seară pentru că ar fi interesant să filmez aici, vreau să văd ce se întâmplă. Tocmai se deschide localul. Acelea sunt instrumentele cu care se prepară shisha. În traducere ar fi narghilea, doar că una este narghileaua, alta este ce se întâmplă aici. După cum puteți vedea, pe stradă este plin. Trebuie să ai mare grijă când mergi pe aceste trotuare, pentru că poți să calci în orice moment dacă nu ești atent. Fac referire la această parte a orașului, în această zonă, în aceste două cartiere, Victoria și Omonia. Poate că sunt și altele, dar eu m-am axat pe această zonă pentru acest video. Femeile la stradă sunt peste tot în această zonă. Doamna așteaptă. Priviți cum doarme acest domn. Are mai bine de 60 de ani, sau cel puțin așa arată. Nu am cum să vă arăt. Datorită unei recensiuni la începutul anilor 2000 și ca rezultat al măsurilor de austeritate din acea perioadă, a existat și există în continuare o problemă reală legată de consumul de substanțe interzise, mai ales printre aceste persoane fără adăpost. Odată cu acele măsuri, guvernul a redus chiar și programele sociale destinate persoanelor fără adăpost, destinate și acestor persoane pe care le vedeți acum în imagini. Acest lucru a dus și la o creștere a implicării poliției, rezultând chiar și tratamente abuzive din partea autorităților. Sunt mai multe organizații care au grijă de aceste persoane. Din câte am înțeles, organizația Kitia este cea mai mare din Grecia. Deși inițial guvernul a redus finanțarea pentru programele sociale, există acum eforturi de reimplementare și reformare a acestora. Pe hârtie totul sună bine, în realitate lucrurile merg greu. Nu am de unde să știu dacă într-adevăr s-au produs schimbări majore în toți acești ani, pentru că nu locuiesc aici. Eu prezint doar ce văd la fața locului, prezint doar ce găsesc în momentul în care ajung. Datele colectate de Centrul de Monitorizare a Substanțelor Interzise din Grecia descriu realitatea cruntă a consumului de pe stradă. Tot ei susțin că în acest moment sunt aproximativ 3400 de persoane care consumă zilnic. Cu toate acestea, peste 13.000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani sunt considerate de mare risc atunci când vine vorba de consumul de substanțe interzise. O creștere cu 30% față de anul precedent. Se pare că aceste organizații nu fac față. Pe lângă asta, totul este vizibil. În momentul în care te plimbi pe aceste străzi, este vizibil că autoritățile nu fac față, nu reușesc să schimbe ceva. Este ora 12 și lumea pur și simplu se droghează pe străzi. Dacă ai un loc pe care nu-l folosești, îl ai spre închiriat sau de vânzare, va trebui să-ți faci un gard serios și să pui sârmă ghimpată. În caz contrar, se trezește cu acești oameni în interior, sparg geamurile și intră, o altă serie pe stradă, coac,
sparg geamurile, intră în interior și pun stăpânire pe loc, după care va fi foarte, foarte greu să-i dai afară, pentru că acești oameni au mari probleme, probleme din toate punctele de vedere. Va fi foarte greu să te înțelegi cu ei. Oamenii au pus sârmă până în sus, pentru că, din câte se pare, persoanele fără adăpost ajung până acolo. De aici ne dăm seama cât de sigure sunt aceste zone. Până și locurile de parcare nu sunt atât de sigure. După cum vedeți, au spart geamul, au deschis ușa. Lucruri random peste care dai. Oamenii își iau măsuri de precauție aici, extra chiar. Avem o grădiniță, cred, sau o școală primară. Parcă am ajuns în vestul sălbatic. Vă dați seama cât de urât miroase în această zonă. Și această zonă este împânzită cu bordeluri. Și aici... cam așa arată unele mașini pe stradă. O altă ușă roșie. Oare ce se află în spatele acestei uși roșii? Câteva persoane care vând legume, fructe. Nu au frică să meargă așa pe stradă. Bine, lucrează în domeniu, dar nu știu ce să zic. Cu toate acestea este periculos, pentru că, după cum bine ați văzut ce se întâmplă chiar și pe zi, această zonă nu este tocmai prietenoasă. Din câte am văzut în aceste zile aici, aceste persoane au un singur scop: să-și procure substanțe interzise și cam atât, nimic altceva. Chiar și persoane în vârstă și acest domn. Unii o fac pur și simplu din mers pe stradă, alții se așează comod, chiar și în stațiile de autobuz. Iar acolo avem poliția. Și acolo are loc o negociere. Am găsit un restaurant românesc pe aceste străzi. Acolo este restaurantul Iașu. Erau câteva persoane în interior. Cea mai veche meserie din lume este legală și reglementată în Grecia. Trebuie doar să ai peste 18 ani. Cu toate acestea, se estimează că mai puțin de 1000 de femei sunt angajate legal în acest domeniu și aproximativ 20.000 lucrează ilegal pe străzi și în multe alte locuri dubioase, cum sunt și aceste bordeluri. Pentru că să nu-mi spuneți mie că este legal să ai 30 de clienți pe zi și să lucrezi 7 din 7. Priviți cum s-a baricadat acest om, cum și-a închis spațiul din fața apartamentului. Sârmă ghimpată pe deasupra, același lucru și mai puțin mai jos. Iar acolo, în depărtare, câteva persoane care pur și simplu fac ce vor pe stradă. Haideți să vă spun pe scurt și cum stau lucrurile din punct de vedere legal. Persoanele implicate în acest domeniu pot lucra doar în bordele administrate de stat. Acum, acesta nu știu dacă este administrat de stat. Femeile trebuie să aibă peste 18 ani, să fie necăsătorite, să aibă dreptul de a locui și lucra în Grecia, să nu aibă boli care se transmit, să nu sufere de boli mentale sau să aibă dependență de substanțe interzise și să nu fie condamnate pentru o serie lungă de infracțiuni. Pe lângă toate astea, ele trebuie să se înregistreze la prefectura locală și să dețină un card medical actualizat la fiecare 2 săptămâni. Sunt aproape sigur că în aceste locuri nu o să găsești așa ceva, dar cine știe ce se întâmplă cu adevărat. Oamenii aceștia cred că sunt obsedați după graffiti. Știți cum arată aceste furgoane? Din păcate, în multe situații, Grecia este doar o țară de tranzit pentru foarte multe dintre aceste femei, pentru că traficanții sunt și aici și fac legea în aceste neautorizate. Și nu numai, tot ei fac legea și pe stradă, în cluburi, în saloanele de masaj, în hoteluri. Foarte multe fete sunt din Europa de Est, sunt aproape de peste tot, China, Georgia, foarte multe din Rusia. Și prefer să mă opresc aici.
locul pe care l-ați văzut pe zi. Înțeleg că totul este legal, înțeleg că totul este permis, dar mi se pare ireal modul prin care sunt exploatate aceste femei. Pentru 5 euro sunt care au între 20 și 30 de persoane, sunt care au între 30 și 40 de clienți pe zi, lucrează 7 zile din 7. Să știți că legea interzice traficul cât și munca forțată în acest domeniu. Pedepsele sunt mari, până la 10 ani de închisoare, nu atât de mari pe cât ar trebui dacă este să mă întrebați pe mine, dar se pedepsește. Mai mult decât atât, unii funcționari publici au fost investigați pentru traficul de persoane, pentru că știm cu toții, totul pleacă de sus. Cei mici nu fac nimic fără aprobarea celor mari. În cazul de față, politicienii și persoanele în funcțiile cele mai înalte sunt la curent cu ce se întâmplă. Cred că tot ei sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă în Grecia și nu numai, pentru că aceste lucruri, din păcate, s-au extins, se întâmplă peste tot în lume așa ceva. Sincer, nu știu exact pe unde am ajuns, pentru că m-am pierdut în acest labirint. Toate ușile sunt deschise. Până acum nu s-a luat nimeni de mine că filmez prin aceste zone, sper să rămână așa. Mi-a zis un tip să filmez doar clădirile, să nu filmez fețele, pentru că mulți au familii, copii. Sunt și turiști prin aceste zone, nu doar localnici, nu doar imigranți. Și aici, pe partea stângă, sunt foarte multe locații. Tinerii merg în grup, intră în grup, pentru că, din câte am înțeles eu, poți să-ți alegi fetele. Iar în cazul în care nu-ți convine, ai plecat și intri în următoarea încăpere. Și aici. Se aude cântând o tipă care cântă și cam atât. Nu am cum să intru pentru că nu am cum să filmez și nu are rost. E real cât de multe persoane au intrat în mai puțin de 5 minute. De 27 cliente a 30 cliente. Ați auzit ce spune? Mai mult de 30-40 de persoane pe zi pentru 5 euro. Și această casă cred că este bordel, pentru că este suspect de colorată. Pare închisă, cel puțin în această seară. Aici zona pare ceva mai liniștită. Pentru că mai văd persoane care aleargă, femei singure pe stradă, să știți că am văzut și în zona mai periculoasă. Eu am mai fost pe aceste străzi, dar nu știam ce se întâmplă. Adică până să mă documentez puțin pentru acest clip, nu mi-am dat seama că în spatele acelor uși se află bordeluri. Nu știam că ușile colorate din Atena reprezintă... Da, surpriză! Nu mă întrebați de străzi, pentru că pur și simplu nu știu nimic. Am mers la întâmplare. Seara le vezi mai bine, pentru că îți sar culorile în ochi datorită luminii. Ziua poți să treci pe aici să nu-ți dai seama. Am observat un alt lucru interesant. Intrările în scara blocului sunt închise cu aceste gratii. Pe lângă ușa normală au și gratii peste tot. Și aici sunt care le-au făcut mai înalte. Dacă ceva mai devreme vă spuneam că în momentul în care ieși din scara blocului poți să vizionezi filme mai deocheate sau, dacă te ține buzunarul, bine, buzunarul, pentru că aici este foarte ieftin, poți să ai parte de alte lucruri mai plăcute sau mai puțin plăcute, depinde de situație. Haideți să facem haz de necaz. Ei bine, în această situație lucrurile stau mult, mult mai grav, pentru că dacă în prima variantă era neplăcut în această situație, situația pe care o vedeți acum în imagine, nu știu ce să mai zic, cum credeți că v-ați simți dacă ați coborâ din bloc, dacă ați ieșit din scară și ați vedea un tip dubios care folosește substanțe interzise? Nu știu cât de sigur mai este pentru copii să coboare, să iasă în fața blocului în aceste condiții. Nu ai de unde să știi ce gândește un om sub influența substanțelor interzise. Se poate întâmpla orice. Priviți cum stă acel domn jos. Se rostogolește pe stradă. Când v-am spus eu că acești oameni sunt în transă, ireal. Cum trebuie să locolească mașina. Să nu credeți că exagerez eu. Spuneți voi cum e posibil așa ceva. Să vedem cum trece autobuzul. Pur și simplu, nu vrea să se ferească.
o cercetare recentă a Universității din Atena a indicat că între 2018 și 2022 mortalitatea cauzată de aceste substanțe a fost mult mai ridicată în comparație cu cea din SUA, Canada, Australia și țările din Europa Occidentală. Din cei peste 2400 de consumatori aflați sub supraveghere, 240 și-au pierdut viața. În 2019, 55% dintre consumatori erau dependenți de făină. Haideți să-i spunem așa, pentru că nu vreau ca acest vlog să fie blocat de către YouTube, cu toate că are toate șansele, nu știu dacă scapă. Cu toate acestea, în timp ce majoritatea dependenților foloseau substanțele deja cunoscute, unii folosesc și în ziua de astăzi o substanță numită șa. Ziarul The Guardian descrie așa ca fiind un drog ce conține calități asemănătoare cu metamfetamina atunci când este amestecată cu alte substanțe. A devenit foarte populară în momentul în care dealerii au început să ofere versiuni de calitate scăzută la prețuri extrem de mici. O doză costă 2 euro, practic aceste fete cumpără două doze de pe urma unui client. Ireal. Faza e că aștept deja de un sfert de oră, cred că mai bine. Nu știu dacă sunt chiar 20 de minute, dar pe acolo nu s-a întâmplat nimic. Iar omul s-a ridicat într-un final. Un alt domn s-a băgat aici într-o cutie. M-am plictisit să aștept și nu am prins faza. Ambulanța nu a trecut, nu a venit aici. Poliția nici atât. Priviți-l, este aici. Omul pur și simplu cred că s-a plictisit să aștepte și s-a ridicat. Clar nu se simte bine, clar are nevoie de ajutor, dar acestea sunt consecințele pentru folosirea acestor substanțe. Din păcate, lucrurile sunt mult mai complicate decât par, pentru că, din câte știu eu, din câte am auzit, acești oameni nici nu vor ajutor. Subiectul este complicat, delicat și nu aș vrea să intru mai mult în amănunte, plus că nu sunt eu în măsură să fac asta. Eu călătoresc și prezint ceea ce găsesc, cu bune, cu rele. Ne aflăm în centrul cartierului Omonia, așa arată centrul cartierului. Sper să nu greșesc, dar acesta este centrul cartierului pe care l-ați văzut în acest clip. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper să luați cei mai buni din acest vlog. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să dați un like clipului și să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Poate că ajută, cine știe, nu se știe niciodată. De aici din Grecia, eu vă spun numai bine și ne vedem în următoarea destinație.